MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Career Mode cu România de această dată, pentru că o să jucăm meciurile de calificare pentru campionatul mondial. Nu știm unde o să se țină, de fapt știm, dar nu știu eu. Mai bine zis, am uitat unde o să se țină următorul campionat mondial. E ăla din Qatar oare? Mă rog, nu mai știu, în fine. Avem primul meci cu Ungaria încă o dată, iar mai apoi cu Polonia. O să jucăm cu o echipă mai slăbuță în primul meci, bineînțeles. Chiar dacă am avut probleme cu Ungaria în grupele la Euro, o să jucăm cu Tătărușanu în poartă, cu Latovlevici, Grigore, Hiricheș, Roni. Iar aici Coci și Prepeliță, Prepeliță, omul care ne-a adus titlul european. Stoian aici, Rusescu, Torje și Stancu. Aș vrea aici să-l bag, cred că o să-l bag pe Marica aici, poate juca și Râmă. Și avem nevoie oricum de Torje în meciul viitor, cu siguranță. O să fie un meci atât de greu cu Polonia. O să dăm de Leva și compania și haide să începem meciul cu Ungaria. Să sperăm la o victorie, 3 puncte din 3. Ar fi extraordinar, mai ales că n-avem o echipă foarte bună în față. Am bătut noi echipe mult mai bune acum câteva episoade. Ok, să înceapă primul meci de calificare din preliminarile campionatului mondial. Ok, să vedem. Chiar sunt curios de aceste preliminari, dacă o să reușim să ne calificăm. Iată-l aici pe Stancu, pasează către Cociș. Cociș, Cociș! Un șut atât de slab. Am dat foarte tare, am păsat mult pe butonul de șut, dar nu știu, totuși e Cociș, n-are un overall prea bun. Alta Prepeliță, o recuperare încă o dată bună. Marica, ce frumos! Un ball control de excepție acolo. Rusescu spre Prepeliță, Prepeliță în careu. Prepeliță șutează din nou, un șut slab, slab de tot. Bă, atât de... n-au ăștia forță în șut, mă, ce dracu. Ok, iată aici, va fi o centrare. Tătărușanu respinge. O face Binișor. Avem probleme. Avem clar probleme aici. Foarte bine, recuperează ăla. Dar iată, Marica, Cociș. Oh, găsește Cociș pasa. Pleacă acolo foarte bine Rusescu. Hai, Rusescule, găsește o leacă de viteză. Doamne, n-ai cum să șutezi bine de aici cu ăștia. Oricum, dacă mai avansam puțin, pierdeam mingea, deci nu se merită. Prepeliță, Prepeliță, iată trece acesta, șut deviat! Corner, mi-a părut că e pe poartă pentru un moment. Stoian acum centrează acesta, a sărit Rusescu foarte bine, dar a respins totuși un ungur. Primele noastre șanse, mai avem puțin să rupem blestemul cu Ungaria. Rusescu pasă bun acolo, este Hiricheș, șutează foarte bine pentru un fundaș. Dar Bogdan a fost portar mare astăzi, a apărat foarte mult. Stoian acum centrează. Bogdan, am crezut că o să iasă prost momentan, inițial, pardon. Iată aici la Tovleviș ce face. Oribil. Foarte bine recuperează Filip. Probabil un ultim atac în acest moment. Hai să batem ungurile aia acasă. Hiricheș trece acolo, fault în care a fost. N-a fost fault, futu-s Dumnezeu mătii. Hristosul mătii de joc, dacă ăla n-a fost fault. Dacă ăla n-a fost fault, ai de... Uite bă unde era mingea. Futu-s paștele mătii. A fost ăla la minge, mă, Hristosul mătii. Ai, în care... Ai, bă, dă-o în pula mea, arbitrii, bă, arbitrii bulangii, paștele vostru. Un șut ați avut, mă, dracu, bă. Și a scos un 0-0, blestemul continuă, Prepeliță, cel mai bun jucător. A reușit 7 dribblinguri din 7, 13 pase din 15, iar 2 șuturi din 2. La tacklinguri la fel stă perfect, 2 din 2. Mă, nu știu ce să zic, un meci pe care puteam să-l câștig. Puteam să am și un penalti pe final, dar arbitrul e arbitru. Și îmi place că se dă fault când atinge, mă. Deci atingi jucătorul advers, se dă fault imediat. Dar dacă faci din asta în careu, nu se dă. Care-i logica în jocul ăsta, mă, să îmi bag? Încep să schimb părerea despre jocul ăsta. Ok, avem antrenamente acum cu câțiva jucători. Iată că cineva e plecat la națională, îl punem pe Anthony aici.
Îl punem la shooturi, cred. Sau beat your man. Hai să dăm beat your man. Să fie mai agil acolo. De ce nu? Și să vedem aici. Creșteți mă careva. Opa, Gilberto, iată. Mai are puțin și crește. O să-l creștem după aia, îl schimbăm. Pe Odegaard îl țin. O să-l țin mereu pentru că e Odegaard. A, dracu, are potențial enorm. A, nu chiar așa mare, dar totuși. Rodriguez și-a revenit după accidentare. Na, totul e bine. Și niște update-uri. Bun. Urmează meciul cu Polonia. Un meci atât, atât de greu. O să jucăm cu Andone, care este mai bun decât Bogdan Stancu, în opinia mea. Are reacție ca lumea, iată. Jucăm aici cu Maxim, în sfârșit apucăm să jucăm din nou cu el. Torje, cu siguranță, o să joace titular, avem nevoie de el. Probabil cel mai bun jucător de la Euro pentru noi. Pintili, Bourceanu, Ștefan Radu, Pap și Gardoș. Iar aici Mățel și în poartă Panti Limon. Cam așa arată echipa, probabil undeva pe la cea mai bună, aproape, cu mici excepții. Și să sperăm că totul o să fie bine. O victorie cu Polonia ar compensa egalul ăla stupid cu Ungaria. Să sperăm că arbitrul poate o să fie și de partea noastră de această dată, de ce nu? Haideți cu victoria, mă! Ștefan Radu, ținut acolo de tricou puțin. Radu, acolo faul! De data asta n-ai ce să mai zici. A fost faul urât și cartonaș galben pentru Piszczek, da? Wow, ce jucător m-au ăștia. Bate Maxim acolo în care îi vine Ștefan Radu, dar n-a făcut mare lucru. Koviac respinge și iată, păstrează asta mingea în teren. Cât de bun sunt polonezii, mă. Să dea dracu. Să punem presiune aici. Andone recuperează, dar preluarea aproape, atât, atât de aproape. Nu, totuși n-ai ce să-i reproșezi, mă. A fost o minge grea de controlat aceea. Iată, trece ăsta aici, un șut și primul șut al lor. Foarte periculos. Trebuie să am grijă. Pe viitor ăștia încep să atace. Nu se mulțumesc cu egalul. Bourceanu. Pasă acolo către Andone. Pleacă bine Alexandru Maxim. Alexandru Maxim cu un spin acolo. Maxim cu un șut. Szczesny apără foarte bine. Ai, ai, ai. Centrăm acum cu Torje. Și cred că era Dipopa ăla, așa-i? Dar a respins totuși Glick și avem din nou corner. Se bate la colțul scurt de data asta. Ajunge mingea acolo la Bourceanu. Bourceanu se luptă, dar șutul nu vine. Mățel. La dracu. Polanski, ținut de tricou. Și Polanski este un jucător bun. Să avem grijă la ele. Acum pe Milica sau Milic, habar n-am. Milic în careu. Gardoș respinge direct la Polanski. E serios, mă. Noroc cu Pantilimon care respinge bine și iată ce pasă bună dă. Cum nu e în stare să dea Maxim în meciul ăsta, dă Pantilimon. Pleacă acolo bine Maxim, către ele mingea. Maxim rezistă, Maxim se distanțează, Maxim șutează, apără Szczesny. Șut acolo pe Urceanu, oribil, 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 oribil. A respins cam tot ce se putea, respinge Torje, greșește. Șutul și e gol. Este gol, greu cu ăștia, incredibil. A greșit Torje, grav, grav, grav de tot acolo. Na, n-ai, nu, e greu, e greu cu Polonia, bă. Chiar dacă în prima repriză n-au mișcat deloc. În a doua au atacat din ce în ce mai mult până au înscris. Și au înscris după o greșeală, asta nu-mi place absolut deloc. Mai ales că nu l-au avut și pe Leva, bă. Măcar dacă l-am bătaie de la Lewandowski, măcar așa știam. E un jucător bun. Mățel șutează greșeala portarului. Bineînțeles că n-am, am căcat în atac, mă. Am căcat în atac, să-mi bag pula. Normal că ăștia se... Ai de capul meu. Cum bă să scape la mingea, frate, și... Să ai așa oportunitate. Ai de pula mea, normal, normal. Lipsa de atacanți se vede până și în jocul ăsta. Adipopa trimite la dracu. Eu ținut numărul 44, cred că e Pintili. Și este înfrângere, iată. Slabe șanse să mai prindem noi campionatul mondial dacă o să joc tot așa. Oricum putem să ne revenim, asta e clar. Din nou am dominat la șuturi, dar degeaba. Degeaba. Nu pot să profit de greșeli. Incredibil de bad. Foarte, foarte nasol. N-am mai înscris de 3 meciuri, mă. Tot de nasol. În fine, conferință de presă. Data viitoare o să avem din nou meci cu Cagliari, cred că să ia. O să avansăm aici.
În sfârșit putem juca cu jucătorii noștri, o să avem un atacant bun acolo cu siguranță. Cred că o să-mi caut, dar nu mai am bani, așa că nu mai am, da, nu mai, nu prea mai am, sau am destui, cât să-mi iau un din ăla la, la Yacht Staff aici, nu mai știam cum îi zice. Aș putea să-l iau pe ăsta, dar mi se pare puțin cam de căcat. Pe ăsta, pe, mamă ce nume are, Kaklamanakis. Georgios Kaklamanakis sau pe Dragovic. Aș putea să iau unul din ăștia. Cred că o să iau, mă, și o să trimit. Hai să luăm pe Kaklamanakis pentru nume. Luăm un grec și îl punem în România, pentru că vreau să-mi caute atacanți tineri și buni. Ok, îl trimitem în România pentru 6 luni. Cauți attacker. Ok, hai să vedem ce-mi găsești. Noul Mutu vreau. Vreau un jucător să fie cel puțin la fel de bun ca Mutu. Și să nu tragă. E bine, decât la poartă, da, doar la poartă poate să tragă. În rest. Ok, data viitoare cred că o să jucăm 3 meciuri cu Cagliari, Udinese și AC Milan. Oh, oh, o să avem un meci cu Milan, iar apoi din nou meciuri de calificare. Ok, să zicem. O să fie ciudat. Pentru că la național e greu, bă. În turneu era altceva, pentru că dacă făceam egal, ajungeam în prelungiri și apoi la penaltiuri și acolo puteam câștiga destul de ușor. Dar aici, în grupe, trebuie să dai goluri și cu românii e mult mai greu decât cu cei de la Stuttgart. Asta e clar, n-ai mai nimic ok pe acolo. Maxim care mișcă Torje, în atac mă refer, și Adi Popa rar. Prepeliță ce mai răsare și el prin atac. Dar în rest, atacanții sunt destul de bad. Bogdan Stancu, Rusescu. Rusescu dacă joacă retras e bun. Dar așa în atac e foarte lent și nu-i bun de nimic. În fine, cam asta a fost pentru astăzi. Data viitoare să sperăm că o să obținem 9 puncte în campionat. Deși o să jucăm și cu Milanul și o să fie un meci greu, pentru că Milan în FIFA e foarte bună. Și cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul și tot eu am fost Quick. Ciao, les!